A fost odată ca niciodată un băiat născut într-o familie de croitori simpli în mijlocul Africii subsahariene. Tatăl băiatului dorea ca el să continue afacerea familiei, dar băiatul își dorea o viață mai bună, iar într-o noapte a decis să părăsească casa și să meargă în Europa. Pentru a traversa marea, băiatul și-a construit o plută, dar odată ce a părăsit uscatul, a avut parte doar de un vânt slab și nu a durat mult până când proviziile i s-au epuizat. Și uite-l acum, plămând și singur, plutind în mijlocul Mării Mediterane. Imaginați-vă că locuiți pe coasta Europei de Sud și într-o dimineață, citiți despre soarta băiatului într-un ziar local. Ar trebui să încercați să-l salvați? Patru filozofi influenți, Aristotel, Mill, Kant și Nietzsche, ne pot ajuta să răspundem la această și alte întrebări morale dificile cu teoriile lor. Teoreticienii ai virtuții, precum Aristotel, se întreabă cum să trăiești o viață bună. Cea mai bună viață, conform lui, este viața cuiva care demonstrează excelență în aspecte ale caracterului virtuos, abilitatea de a simți emoții, idei teoretice și înțelepciune practică. Aristotel ar susține că dacă ajutarea băiatului este o manifestare a unei personalități virtuoase, atunci ar trebui să-l salvați, fiind important să fie o persoană cu un caracter bun. Pentru fiecare dintre noi, acest lucru înseamnă ceva diferit. Dacă ești bogat și puternic, să-l salvezi pe băiat ar putea fi ușor. Totuși, poate că e acțiunea corectă, dar nu dezvăluie prea mult din personalitatea ta și, prin urmare, nu e un lucru deosebit de virtuos. Dacă e sărac, decizia de a salva băiatul este mult mai dificilă. Dacă totuși încerci să o faci, atunci hotărârea ta dezvăluie cu adevărat caracterul. Este un lucru virtuos și este ceva ce probabil ar trebui să încerci. Utilitariștii precum John Stuart Mill întreabă ce acțiune crește bunăstarea pentru cei mai mulți. Așa că atunci când se confruntă cu o alegere, fac ceea ce pare benefic pentru cei mai mulți oameni, de parcă ar putea calcula ce consecințe conduc la cea mai mare fericire netă. Gândindu-te la salvarea vieții băiatului, ar trebui să iei în considerare toată fericirea băiatului și a familiei lui, bucuria pe care ți-ar putea o aduce ție și beneficiile pentru societate, acum și pentru generațiile viitoare. Acest lucru îl compar cu ce ai putea face în schimb, cunoscut drept costuri de oportunitate. De exemplu, în loc să-ți riști viața pe mare, ai putea lucra o zi într-o cafenea și dona banii câștigați unei organizații de caritate eficiente, care salvează doi copii de la inaniție în altă parte. Comparând cele două opțiuni, decizi să nu salvezi băiatul, ci să lucrezi, să donezi și să dublezi bunăstarea potențială totală a omenirii. Unii numesc acest lucru altruism eficient. Deontologi precum Immanuel Kant se concentrează asupra intenției în loc de consecințe. Ei cred în legi morale universale, precum nu minți, nu fura, nu înșela. Regula de aur este așa numitul imperativ categoric. Deciziile noastre sunt corecte moral când pot deveni o regulă pe care toată lumea ar trebui să o urmeze. Dacă ajuți băiatul pentru că dă bine, intențiile tale sunt greșite, deoarece îl tratezi ca pe un mijloc pentru un scop. Și nu dorim să trăim într-o lume în care eroismul fals este o normă morală universală. Dacă salvezi băiatul pentru că vrei să trăiești într-o lume în care ajutorul acordat celor aflați la nevoie este lucrul corect, atunci ar trebui să faci asta. Ar trebui să o faci chiar dacă ai motive să crezi că băiatul ar putea profita de bunătatea ta. Friedrich Nietzsche ar întreba care este în interesul tău. A argumentat că acțiunea în interesul propriu este corectă moral, deoarece ne face mai puternici. Și dacă suntem mai puternici, la fel este și societatea. Acțiunea împotriva propriului interes este imorală, deoarece împiedică dezvoltarea. Deci, dacă vrei să ajuți băiatul deoarece crezi că e benefic pentru tine, fă-o, ajută-l. Dar dacă crezi că salvarea băiatului te-ar putea răni, nu o face. Nu este responsabilitatea ta să-i salvezi pe cei prea slabi să se ajute singuri. Deci, ce crezi? Te-a ajutat vreunul dintre cei patru în luarea acestei decizii? Dacă nu, iată încă o idee.
Cercetătorul Moshe Koppel a făcut observația interesantă că utilitariștii și kantienii nu-și folosesc propriile principii morale când încearcă să falsifice teoria celuilalt. Ambii apelează mai degrabă la un sentiment, ca și cum am ști cu toții, în interiorul nostru, ce este corect și ce este greșit. Kantienii ar spune, nu vrei să trăiești într-o lume în care copiii mor, pentru că ai decis să salvezi doi străini în loc. Un astfel de comportament pur și simplu nu pare corect, nu? Utilitariștii ar replica, cu siguranță nu ai vrea să salvezi, să zicem, un psihopat de la înec, care apoi să meargă să vă omoare pe tine și familia ta, doar pentru că ajutorul oamenilor este întotdeauna corect în principiu. Acest lucru pur și simplu nu pare corect, nu? Așadar, spune-ne, l-ai salvat pe băiat și de ce? Decizia ta se bazează pe caracterul pe care încerci să-l dezvolți, pe analiza costurilor și beneficiilor, pe comportamentul pe care vrei să-l vezi în lume, pe interesul propriu sau poate doar simți că e corectă. Împărtășește-ți gândurile în comentarii. Dacă vă place modul în care explicăm idei complicate prin animații simple, ne puteți susține. Vizitați patreon.com/sprouts. Veniți să ne vedeți, să aflați cum funcționează și ce beneficii aveți. Sperăm să vă vedem acolo. Și dacă sunteți părinți sau profesori, verificați site-ul nostru sproutschool.com. Acolo puteți găsi această lecție video și altele. Resurse suplimentare și activități pentru clasă. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.